Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție Audiența. Unul dintre sectoarele de unde așteptăm vești cu toții este cel al pensiilor. Iar cele mai noi informații le vom afla în această seară de la directorul Casei de Pensii Giurgiu, domnul Marian Cătălin Dumitru. Bună seara, domnule director! Bună seara, domnule Drăgurin, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru invitația făcută. Întotdeauna cu drag, pentru că pensionarii giurgiuveni așteaptă vești, așteaptă vești. Acum e greu să disemineze așa informațiile din mass media, pentru că sunt multe, unele sunt confuze, și atunci vă mulțumesc pentru disponibilitatea de care întotdeauna ați dat dovadă în fața giurgiuvenilor. Și hai să trecem la ale noastre. Aș vrea să-mi spuneți, să ne vorbiți puțin despre evoluția numărului de pensionari în județul Giurgiu față de anul trecut. Și mă refer la pensionații pentru limită de vârstă. Deci care este evoluția numărului? Da, evoluția în anul 2021 comparativ cu anul 2020, ne aflăm într-o ușoară scădere a numărului de pensionari, nu foarte mare, dar de la o zi la alta constatăm că numărul acestora scade. Din cei aproximativ 60.000 de pensionari la nivelul județului Giurgiu, un număr de aproximativ 40.000 de pensionari sunt pensionari pentru limită de vârstă. Au îndeplinit condițiile cumulative, adică vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare. Aceștia sunt în plată la momentul în care ne aflăm. Sunt într-un, aș putea spune că numărul acestora se menține față de anul trecut în ceea ce privește numărul pensionarilor pentru limită de vârstă. Alte categorii sunt într-o ușoară scădere. Aici avem, la sfârșitul anului 2020, aveam un număr de 30.562 de pensionari și avem în momentul de față 39.373 de pensionari în plată. Deci tot pe acolo, rămâne constant. Câți pensionari pentru invaliditate avem față de anul trecut, discutând așa pe categorii? Pe categorii, da. Pe zona de invaliditate, pentru că sunt și cazuri medicale și uneori oamenii au nevoie de îngrijiri și pentru o perioadă de timp chiar nu mai pot să-și desfășoare activitatea. Avem în momentul de față aproximativ 5.000 de cazuri, mai exact 5.070 de cazuri pensie de invaliditate la momentul acesta, față de 5.109 cazuri la sfârșitul anului 2020, la 31 decembrie 2020. Mai optează giurgiuvenii pentru pensia anticipată și anticipată parțial? Și vă rog să explicați termenii anticipată și anticipată parțial pentru privitorii noștri. Da, în primul rând, da, trebuie să explicăm termenii de anticipată și anticipată parțial. Pentru categoria de pensie anticipată, cei care doresc să opteze pentru această categorie trebuie să știe că trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Să depășească stagiul complet de cotizare cu 8 ani, adică stagiul complet de cotizare pentru un bărbat este de 35 de ani, deci să aibă 43 de ani de vechime. În această vechime nu trebuie să fie inclusă armata sau studiile superioare și să aibă minim vârsta de 60 de ani. Iar pentru pensia anticipată poate opta cu 5 ani mai devreme, deci tot la 60 de ani, și să aibă neapărat stagiul complet de cotizare realizat, adică 35 de ani pentru un bărbat. Da, mai sunt solicitări în ceea ce privește pensia anticipată. În momentul de față avem un număr de 54 de cazuri, față de 53 de cazuri în anul care a trecut, deci un caz în plus. Iar ceea ce privește pensia anticipată parțială, aici avem un număr de 780 de dosare, față de 778 de dosare în anul, la sfârșitul anului 2020. Care este pensia medie în județul Giurgiu? Aici, dacă discutăm de pensia medie în ceea ce privește pensia pentru limită de vârstă, pensia medie în județul Giurgiu este undeva la 2163 de lei. Pentru pensia anticipată, anticipată parțial, este undeva la 1400 de lei, 1500 de lei.
Aceasta este pensia medie la momentul acesta, discutăm. Da, mic să zic. Și ca o curiozitate, sunt județe unde media, această medie este, să zicem, în quantum mai mare? Cu siguranță. Noi, județele dezvoltate, județele, nu? Dezvoltate, orașele mari, unde ramura de activitate era puțin mai diversificată și aveam și o zonă de industrie mai dezvoltată, vorbind de prelucrare, extracții, minerit și alte domenii, cât și orașele mari, București și centrele universitare, unde, da, pensia medie este mult mai mare. Noi ne situăm undeva în coada clasamentului, să zic așa, pentru că pensionarii noștri erau zona noastră, să zic așa, județul Giurgiu, a fost o zonă preponderent agricolă și avem foarte multe pensii din sectorul agricol și atunci pensia medie este una mai mică decât în orașele mari, în județele. Și dacă ne referim la această medie a pensiei, și aceasta a rămas constantă? Adică... Nu, este într-o ușoară creștere, pentru că oamenii mai vin și persoane care și-au stabilit domiciliu în județul Giurgiu și care și-au desfășurat activitatea în alte orașe, în alte zone, da, în București. Și în sectoare de activitate. Și în alte sectoare de activitate. Și atunci pensia medie se modifică în funcție de apariția acestor cazuri mai speciale, să zic așa, mai delicate. Da, nu mă surprinde media, să zicem. Dar vreau să ne spuneți dacă avem și pensii mari, acele pensii speciale în județul Giurgiu. Da, sunt. Mai ales că suntem aici la granița cu București, cu municipiul București, unde oamenii, v-am spus, și-au desfășurat activitatea acolo. Avem și pensii speciale și una dintre cele mai mari pensii la momentul acesta este de 13.000, aproape 13.000 și vine din zona magistraților și, bineînțeles, avem și personal aeronautic, unde pensia medie aici ar fi undeva la 10.500 de lei. Dar sunt și pensii mari, sunt pensii speciale, sunt pentru anumite categorii. Da. Avem multe pensii speciale? Nu, n-aș putea să spun că avem foarte multe cazuri. Spre exemplu, în zona magistraților avem undeva la 32 de cazuri, personal aeronautic 3 cazuri, nu sunt foarte multe cazuri. Personal diplomatic, mă rog, personal auxiliar din justiție, da, dar nu sunt foarte multe cazuri comparativ cu orașele mari. Ce modificări au apărut în anul 2021, adică de la începutul anului? Ce modificări au apărut în domeniul pensiilor? Da, sunt mai multe modificări, chiar dacă nu a trecut foarte mult timp de la începutul anului. Știți foarte bine că ne aflăm într-o perioadă mai dificilă, să spun așa, și oamenii... Cumplită, aș zice. Cumplită, chiar cumplită. Da, chiar cumplită. Și atunci pandemia și perioada asta pe care o parcurgem ne limitează anumite drepturi, să spun așa. Avem situații în care pensionarii care și-au stabilit drepturile de pensie în România au ales să plece în străinătate și atunci periodic ei au obligația să ne transmită un certificat de viață. Acest certificat de viață uneori chiar devine imposibil să ne-l trimită. Adică sunt persoane care au ales să se stabilească sau chiar să muncească. Sau cred că să, cei da, mai mult să muncească. Chiar să muncească. Și-au stabilit un drept de pensie în România și au plecat într-un stat din Uniunea Europeană, locuiesc acolo și v-am spus, obligația lor este să ne prezinte un certificat de viață periodic, cel puțin o dată pe an să ne trimită acest certificat de viață și fiind mult mai greu să interacționeze această obligație, venea să meargă efectiv o unitate din statul respectiv și să-i confirme că persoana este stabilită în statul respectiv. Ori autoritățile de acolo chiar nu mai au program cu publicul, să spun așa, și nu mai lucrează cu publicul efectiv. Și atunci partea română, Casa Națională de Pensii Publice, a venit în sprijinul acesta, în cazul beneficiarului de drepturi de pensie internațională sau de drepturi care se plătesc de către casele de trecere de pensii, care nu și-au confirmat până în prezent existența prin transmiterea certificatului de viață, drepturile acestea vor fi achitate, fie după efectuarea unei verificări minime a existenței persoanei prin intermediul poștii electronice sau unui telefon, activitatea asigurată de funcționarii casei de pensii,
fie prin valorificarea unor certificate de viață sau al unor dovezi similare acestora completate, emise de către orice autoritate, instituție, ale cărei servicii pot fi accesate de beneficiar în condițiile actuale, inclusiv poliție, spital, medic de familie, centre de carantină, centre de asigurări de îngrijire și instituții bancare din statul respectiv. Asta ar fi una dintre modificări. O altă modificare, odată cu aprobarea legii bugetului, s-au aplicat unele măsuri, în sensul că salariul minim brut pe țară s-a modificat. De la 5.429 era scăzut la 5.380. Această modificare a salariului minim a venit și cu unele schimbări, să zic așa, în zona noastră de pensii. În sensul că noile cuantumuri ale ajutorului de deces s-au modificat, începând cu 12 martie, de la 5.429, acesta a scăzut la 5.380 de lei. Iar pentru un asigurat, contribuția pentru acest ajutor de deces este de 2.690 de lei. V-am mai spus, această măsură se aplică undeva cu 12 martie. Până la această dată, în perioada 1 ianuarie, 11 martie, adică dacă s-a întâmplat decesul în această perioadă, noi achităm la vechea valoare, respectiv la 5.429 pentru asigurat sau pensionar, iar pentru un membru de familie undeva la 2.715 lei. O altă modificare, aș putea spune, s-a modificat undeva nivelul minim al venitului lunar asigurat în contractul de asigurări sociale și acesta este 2.300 de lei, reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data de 13 ianuarie 2021. Nivelul indemnizației sociale se menține pentru anul 2021 la valoare de 800 de lei, adică nu s-a modificat valoarea pensiei minime pe țară. În anul 2021, valoarea punctului de pensie se menține la 1.442 de lei, conform articolul 86 din legea 127/2019, iar indemnizația de însoțitor se menține la 1.154 de lei. În ceea ce privește indicele de corecție, pentru că foarte mulți pensionari sau foarte mulți care îndeplinesc condițiile de pensionare, își pun întrebarea dacă se menține indicele de corecție în anul 2020, pentru că 2021, pentru că în anul 2020 am avut cel mai mare indice de corecție de la apariția. Ce înseamnă acest indice de corecție? Indicele de corecție vine să elimine anumite inechități, în sensul că pe legea nouă se utiliza un alt stadiu de cotizare, o altă vârstă de pensionă, să zic așa, un stadiu complet de cotizare diferit de legea 263. Și atunci indicele ăsta de corecție vine să corecteze oarecum inechitățile între legea 263 și legea 19. Iar în anul 2020 am avut cel mai mare indice de la apariția legii 263, care s-a publicat în anul 2010 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011. Acest indice de corecție este de 1,41 și se menține și în anul 2021. Majoritatea s-au grăbit în anul 2020 să-și depună dosare de pensionare anticipată la limite de vârstă pentru a prinde acest indice de corecție. Vreau să-i liniștez pe toți care îndeplinesc condiții în anul 2021 că acest indice de corecție se va menține și pe toată perioada anului 2021. Deci acest indice de corecție este un plus peste punctajul pe care oamenii îl realizează. Este un anumit punctaj la care se mai aplică acest indice de corecție 1.41. Da. Și acum știți ce așteaptă toată lumea, să afle dacă se măresc pensiile în 2021. În anul 2021, cum spuneam și puțin mai devreme, valoarea punctului de pensie se va menține. Am înțeles asta, mă gândesc că poate știți ce proiecții au, ce planuri, ce... Menținerea acestei valori a punctului de pensie s-a datorat faptului că de curând doamna ministru a stabilit un calendar de recalculare a tuturor pensiilor și atunci a spus se vor îngheța toate măsurile până la sfârșitul anului pentru a pregăti acest proces de recalculare și atunci se mențin, v-am spus, toate măsurile din anul 2020, cât și valoarea punctului de pensie, nu se va indexa această valoare punctului de pensie. Ca urmare, pensia minimă rămâne la 800 de lei, iar valoarea punctului de pensie se va menține la 1.440 de lei,
pe toată perioada anului 2021. Deci alte modificări până la sfârșitul anului nu sunt prevăzute nici prin legea bugetului și nici prin alte acte normative. Deci nu vom avea o creștere pentru anul 2021. Se discută despre recalcularea pensiilor în România. La Giurgiu a început acest proces de recalculare? Ați început să... Da, se discută, da, chiar mai devreme am spus că acest lucru a determinat și, eu știu, înghețarea acestor beneficii de indexare și de aplicarea unor alte modificări legislative. Da, am început și la Giurgiu acest proces. Procesul de recalculare a început printr-o primă etapă, o etapă de evaluare a tuturor dosarelor de pensionare, adică de verificare a datelor din dosare. La Giurgiu am început, chiar în urmă cu o lună de zile, am avut o videoconferință cu doamna ministru și cu domnul președinte al Casei Naționale. La acea videoconferință ne-a fost prezentată aplicația pentru evaluarea dosarelor de pensie și chiar din acea zi am început acest proces de evaluare a dosarelor. Procesul de recalculare o să înceapă odată cu finalizarea acestui proces de evaluare. Deci după ce terminăm evaluarea, vom aplica recalcularea dosarelor. După ce avem certitudinea că toate datele din dosar sunt corecte și sunt în regulă, vom trece la recalculare. Deci în prima fază suntem pe evaluare. La Giurgiu până la acest moment am evaluat aproximativ 2700 de dosare. De menționat faptul că această evaluare se va realiza cu personalul caselor de pensii. Asta voiam să vă întreb, da. Evaluarea se va efectua cu personalul caselor de pensii, care pe lângă activitatea de bază, pentru că gestionăm aceste 60.000 de dosare care sunt în plată, plus alte beneficii, avem de efectuat și evaluarea acestor 60.000 de dosare. Asta voiam să vă întreb. Cum se întâmplă această evaluare din punct de vedere logistic, fizic, nu știu? Cum vă descurcați cu... Ce înseamnă? Să zicem, adică toate cele 60.000 de dosare vor fi scoase și efectiv verificate. Adică așa? Da, așa? Da, nu există o bază electronică? Avem. O parte din dosare le avem în format electronic. Dar avem nevoie și de dosarul fizic. Adică, da, fiecare dosar trebuie... În acel dosar se va analiza efectiv. Sunt dosare diferite în sensul că un om s-a pensionat pe invaliditate avut o trecere la limite de vârstă, a mai lucrat după aceea și are de adăugat, a adăugat anumite perioade și atunci noi trebuie să verificăm exact dacă punctajul aflat în plată la momentul ăsta este unul ok. Deci casa de pensii, da. Personalul casei de pensii, pe lângă activitatea curentă trebuie să facă să execute această evaluare. Ce personal are casa de pensii, Giurgiu? Efectiv, pentru zona de pensii avem undeva la 39 de persoane, 39 de angajați. Pe lângă acești 39 de angajați mai sunt angajații din cabinetele de expertiză medicală, asistenți medici, care nu au treabă cu zona aceasta de evaluare. 30 și ceva de oameni. Da. Și aici includem cei 39 și direcție economică și resurse umane și administrative, care nu se ocupă. Deci rămân undeva la 19-20 de angajați în zona de stabiliri și plăți pensii. Și cum apreciați volumul de muncă în raport cu numărul angajaților? Este un volum foarte mare, dar v-am spus cu eforturi supranaturale. Adică eu am văzut că luminile sunt aprinse la casa de pensii noaptea. Adică noaptea, lucrați până seara târziu. Da, că era 12, că era 1 noaptea. Da. Și chiar aș vrea să știe oamenii acest lucru, că se lucrează într-un ritm infernal. Și doar ce domnul director a spus, care e capacitatea de muncă, dar și volumul. Și atunci, da... Cum se prezintă personalul, să zicem așa, cum face față? Hai să vorbim și despre resursa umană. Că se mai supără oamenii pe la ghișeu, că doamna de la ghișeu, acum nu sunt avocatul celor de la ghișeu niciodată, dar nu pot să nu evaluez situația măcar din informațiile pe care le am de la dumneavoastră. Și acum, Sofie, adică
poate a găsit-o pe femeia aia mâncând de la ghișeu sau... Pentru că e om la un moment este dat. Este om la un moment dat, da, da. Sau nu poate roboți. Nu este în... Da. Da, sunt, uneori sunt și nemulțumiți și cred că... Da, bine, nu putem să mulțumim pe toată lumea. Nu reușim să mulțumim tocmai, nu suntem perfecți, tindem să... Da, să ducem către perfecțiune, dar... seama că nici Dumnezeu nu reușește să ne mulțumească pe toți și atunci nici noi nu reușim să mulțumim pe toată lumea. Da, personalul este subdimensionat, să zic așa, adică față de cerințele pe care le avem. Cumplit de tare, adică... Da. V-am spus, gestionăm aproximativ 60.000 de dosare cu acești 20-30 de oameni și volumul este foarte mare. Normativul legal pentru un funcționar este undeva de 8 dosare, maxim 7-8 dosare pe om pe zi. Noi am ajuns să lucrăm undeva la 13-14 dosare, deci dublu față de cât este normat. Oamenii au așteptări. Mă scuzați, da. Oamenii care stau noaptea sau am vorbit despre volumul de muncă, sunt plătiți pentru orele nu care sunt plătiți. Le sunt prestează? Plătiți. Păi eroii sunt plătiți. Nu, da, eroii sunt plătiți. Adevărat. Eroii sunt plătiți, eroii în halate albe. Nu am nimic cu eroii în halate albe, dar ați văzut că se duc și se pun pe burtă în piața, da? Da. În piața Victoriei sau unde se mai duc. Acești oameni, adică dumneavoastră spuneți, răspundeți tuturor apelurilor venite din presă, când vin și vă întreabă despre volumul de muncă, pe oameni nu prea interesează. Și atunci, zic, vi se pare echitabil? Nu, oamenii nu sunt plătiți, nu primesc ore suplimentare, ba chiar unii nu au. Adică nu știu cine stă până la 2 de dimineață fără să fie plătit. Da, nu, deci nu sunt plătiți, nu au ore suplimentare, nu au avut până în acest moment, dar din discuțiile pe care le-am avut cu doamna ministru, ne-a promis că în scurt timp acest lucru va fi rezolvat, în sensul că doamna accesează un program pe fonduri europene. Da. Și ne va ajuta să suplimentăm oarecum personalul și să răspătim și funcționarii care au lucrat la evaluare și care vor lucra și la recalcularea acestor dosare de pensii. Deci, la momentul de față, oamenii nu au primit ore suplimentare și nici nu au primit. Vă spun că sunt foarte mulți care nu au reușit să-și efectueze concediu pentru anul 2019 sau 2020. Și nu au reușit fizic, au făcut câteva zile, 4-5 zile, dar n-au reușit să își facă tot concediu pentru anul care a trecut. Din cauza problemelor pe care le avem. Da. Și întotdeauna invoc că, da, știu, aș vrea, ar trebui să-mi fac concediu de odihnă, eu tot le spun, trebuie să vă faceți concediu de odihnă. Mm. Dar sunt lucrări care au termen și care nu sau pot fi amânate. Sau măcar niște sporuri, niște... Nu, sporurile noastre la nivel de case de pensii, unde avem, suntem la 15% pentru că se discută, ați văzut, că în mass media centrală se discută de sporuri nesimțite, de bonusuri pentru funcționarii din sistemul... Bine, discută unul din platou care din nu sistemul știe... Public, da, e adevărat, avem pe total noi spor, avem 15% față da. De salariul pe care îl avem, este adevărat, este un spor câștigat pe o hotărâre judecătorească pentru condiții periculoase și vădămătoare, în sensul că lucrăm, e adevărat, noi lucrăm cu antenele de la STS, transmitem toate datele prin sistemul de la STS și automat că transmisia acestor date se face prin niște sisteme de transmisie electronică, care s-a constatat prin niște măsurători că afectează sănătatea și pot să vă spun că am avut foarte multe concedii medicale. Chiar o colegă de-a noastră se află de un an și ceva de zile cu o problemă gravă de sănătate și vă dați seama că nu din cauza condițiilor bune, din cauza condițiilor care ne afectează pe toți. Pentru că vocile din mass media centrală sunt, domne, da, dar toți lucrăm, toți avem telefon mobil, de acord, bine, dar, pe lângă telefonul mobil avem și alte echipamente care ne afectează starea de sănătate, clar. Și așa fiindcă ați spus despre o colegă care se află într-o situație absolut specială, ați făcut cunoscut acest fapt, ați cerut ajutor, a existat o mobilizare? A existat o mobilizare din partea colegilor, din partea
autorităților locale, în sensul că au primit o anumită ajutoare, dar vă dați seama că trebuie să trecem peste această problemă și sperăm să revină cât mai repede alături de noi. Și am înțeles că are legătură, deci legătura de cauzalitate între problema doamnei și mediul de muncă. Mediul în care lucrăm, sigur. Acest caz nefericit descurajează, îi descurajează pe ceilalți angajați sau vin tot așa cu stoicism? Nu sunt descurajați, vin cu stoicism pentru că, da, știți foarte bine, județul nostru... Pentru că știți vorba aia, cine îmi face treaba, nu mi-o face nimeni. Da, exact. Întotdeauna vați de chestia asta, am o lucrare pe care și sunt conștiincios din punctul ăsta de vedere, chiar nu am ce să le reproșez. Spuneam mai devreme și discutam mai devreme că mai sunt și nemulțumiri și ne vedem toți și eu am de obicei și ies la ghișeu să lămurim anumite aspecte și îmi spun, doamne, dar știți că doamna de acolo nu mi-a explicat așa. Le spun, da, adevărat, personalul de la ghișeu lucrează și are undeva 40-50 de persoane care trebuie să discute în ziua respectivă, cu diverse spețe, cu diverse situații. Uneori explică partea legală, să zic așa, a problemei, omul încearcă să-și rezolve cu orice echipă acea problemă și pleacă uneori nemulțumit de răspunsul pe care îl dai la ghișeu. Și atunci interpretează, Automat. Spre exemplu, am avut zilele trecute un caz și, da, eu înțeleg că e nemulțumit, dar... De ce sunt oamenii nemulțumiți? De exemplu... În zona noastră a pensiilor, sunt nemulțumiți de cuantumul pensiei sau, eu știu, de nevalorificarea anumitor adeverințe care probabil nu sunt întocmite corect. Chiar mai devreme am avut un caz, i s-a eliberat o adeverință care spunea, da, a fost angajatul nostru la societate în anul 1987-1990, dar fără să-i se dea anumite elemente. Dacă a avut contract de muncă, dacă a fost zilier, cuantumul salariului pe care l-a avut dumnealui, adică salariul pe care l-a realizat în perioada, ce să-i valorificăm? Da. Doar un an acolo, fără niciun venit, pentru că nu este niciun punctaj. Dacă noi nu trecem un salariu, nu avem din ce să scoatem un punctaj. Pentru că nu e mulțumit, dar mi-a răpit 2 ani de zile din vechimea mea. Nu i-am răpit noi, adeverința nu a fost întocmită corect. Și asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Dacă documentele sunt de obicei întocmite corect și nu sunt probleme, sunt valorificate fără nicio problemă. Chiar nu ne face plăcere pe majoritatea, nu-i cunoaștem. Sunt oameni care nu i-am văzut niciodată în viață și n-am avut de ce să le răpim, eu știu, din drepturile pe care le au. Plus, asta se poate dovedi la un moment dat și casa de pensii suportă probabil până la persoana care așa are repercursiunile. Adică nimeni oamenii nu-și permite să se joace. Vă dați seama că orice om vinovat este expus riscurilor de a intra, eu știu, într-un proces și să plătească și anumite daune. Și nimeni nu-și permite să facă o astfel de greșeală de a... Bine, mă gândesc de a face că ceva cu intenție. Și erori umane. Sunt și erori umane, deci nu exclud, pentru că la volumul pe care vi l-am expus puțin mai devreme, adică să lucrezi dublu decât este normal, se strecoară și anumite erori materiale care le putem corecta fără nicio problemă. Prin discuții, printr-un dialog, întotdeauna am găsit soluții și am îndrumat pe oameni să își rezolve acele problemțe. Acum aș vrea să discutăm puțin despre cum se desfășoară activitatea la Casa de Pensii Giurgiu în această perioadă specială și care vine la pachet cu condițiile speciale impuse de desfășurarea activității. Este adevărat, în ultimul an am avut o perioadă foarte... Adică, foarte mă scuzați, nu există un spațiu atât de generos să aibă oamenii unde să aștepte, să... Da, ne-am desfășurat activitatea destul de greu pentru că a apărut și Ordonanța 55 și toate modificările care au venit în ceea ce privește numărul de beneficiari care pot să intre în sediul casei de pensii, neavând, cum spunea și dumneavoastră mai devreme, un spațiu generos și care să ne permită să putem pune la dispoziție un spațiu să aștepte în condiții normale, atunci am recurs la mai multe măsuri, în sensul că în perioada stării de urgență și ulterior, până în septembrie, am primit efectiv online cererile pentru acordarea ajutorului de deces și le-am plătit prin evirament bancar sau prin mandate poștale unde n-au existat conturi. Am primit documente efectiv prin poștă sau prin curierat sau
chiar și prin poșta electronică. La nivelul Casei Naționale exista platforma www.cnpp.ro unde oamenii puteau să își trimită anumite cereri pe această platformă și noi să le valorificăm de acolo, adică să le descărcăm și să le valorificăm. Și bineînțeles că ulterior am recurs și la lucru față în față, să zic așa, cu oamenii, adică n-am exclus, pentru că sunt cazuri când nu au găsit nicio soluție să trimită online sau să trimită, sunt cazuri sociale, sunt cazuri izolate din zone unde nu au chiar acces la internet, nu au calculator și nu au posibilitatea să depună aceste documente pe platformă. Pentru cei care au avut, v-am spus, am operat și pe platformă, pe mail, am reușit să-i ajutăm pe oameni. În momentul de față lucrăm atât online pentru anumite cazuri, adică pentru recalculări, pentru cazuri ușoare, putem să lucrăm efectiv online, să primim cererile pe mail sau pe platformă. Iar pentru dosarele noi, unde trebuie să se prezinte cu documentele în original, carnet de muncă, pentru că să știți că și în perioada aceea de pandemie ne-am confruntat cu fel de fel de situații. Le spuneam să ne trimită prin curierat dosarul de pensie și noi îl operăm fără să se prezinte la casa de pensii. Foarte mulți au fost reticenți, spunea și dar dacă îmi pierd documentele în original, da, carnetul de muncă sau adeverințele pe care le-am obținut cu greu sau cu costuri foarte mari. Și înțeleg. Acum v-am spus, lucrăm pentru cazurile acestea, unde necesită prezența fizică la ghișeu. Putem să lucrăm și la ghișeu, să primim documentele acolo. V-am spus, pentru celelalte primim și online, v-am spus, recalculări, adăugări de vechime, nu e nicio problemă, le primim pe portal. Ne-am desfășurat activitatea destul de greu, o să spun, v-am spus. Am organizat la intrare acolo cu personalul de pază să păstrăm distanța recomandată de ordonanță și toate cele. Pe lângă aceste măsuri, atât eu cât și colegii mei am ieșit în sprijinul cetățenilor, le-am preluat documentele, i-am îndrumat cum să-și completeze cererile. A fost o perioadă grea. A picat chestia aceea doamnei Violeta Alexandru să ieșim cu scăunelul pe trotuar și să... Nu, în momentul de față nu, noi avem încă... Adică știți despre ce vă vorbesc, era cu să fim printre oameni și să... Știu, noi am ieșit, să știți, chiar dacă doamna ministru la vremea respectivă a insistat să facem această acțiune și o facem și în momentul de față, pentru că vrem să venim în sprijinul oamenilor care n-au nicio vină. Se întâmplă o astfel de tragedie, să zic așa, această pandemie ne-a schimbat viața a toți, nu numai pentru cei care au nevoie și noi care suntem în slujba dumnealor ne-am schimbat, în sensul că m-am spus, ieșim acolo, nu putem să, în schimb, n-am reușit să mai ținem audiențe. Audiențele au fost interzise în perioada asta de pandemie. Deci, dacă cineva dorește să vină într-o audiență la dumneavoastră? Audiența, efectiv, cum o țineam până ce la... Ce trebuie să facă? Nu reușim decât la ghișeu. La ghișeu eu întotdeauna am ieșit, am fost anunțat și am ieșit dacă au fost nemulțumiri. În rest, ne-au trimis petiții, ne-au semnalat problemele pe care le au dumnealor înscris și noi le-am răspuns înscris. Mă rog, dacă au fost neînțelegeri și din răspunsul pe care noi l-am formulat, omul n-a primit, eu știu, ceea ce îl interesa foarte mult și nu a fost mulțumit de răspunsul pe care l-a primit, i-am primit aici la ghișeu și am lămurit problemele aici, la fața locului. Ați cerut sprijin sau există posibilitatea să primiți să beneficiați de o suplimentare de personal? Ați găsit înțelegere? Ați spus cu ce probleme vă confruntați? Da, spunem periodic. Și ca o paranteză sau o întrebare suplimentară, Giurgiu este singurul județ în această situație? Nu. În această situație se află toată țara. Nu doar la Giurgiu ne confruntăm cu această problemă. Am ridicat această problemă chiar la ultima videoconferință pe care am avut-o și cu doamna ministru. Sunt printre puține județe care a ridicat această problemă, pe lângă colegii de la Bistrița care s-au plâns de aceeași problemă, în sensul că
Nu, personalul este subdimensionat. Avem posturi vacante care nu au fost ocupate pentru că în perioada asta s-au blocat toate concursurile și toate recrutările de personal. Și am solicitat doamnei ministru să ne sprijine în sensul că am vrea să ne deblocheze posturile care au fost vacantate în anul 2020 și 2021. Pentru că la nivelul, eu discut acum strict la nivelul județului Giurgiu, da. În perioada următoare urmează să plece la pensie 3 sau 4 persoane. Și atunci dacă mai am și două câte posturi... câte persoane ar fi? A, încă două. Încă două, deci aproximativ 6 posturi se vor vacanta în perioada foarte scurtă. Dacă nu se vor lua măsuri, vă dați seama că situația o să fie destul de critică. Da. Sunt promisiuni... Așteptăm, s-a invocat lipsa bugetului și nu am primit aprobări până în acest moment, dar pe viitor probabil că o să primim... Păi, acum știți cum e. Da. Dacă au văzut că merge, că da, faceți treaba, celelalte... nu, e doar da. O glumă, au apărut celelalte măsuri care le-a permis oamenilor să lucreze până la 70 de ani și atunci da. Probabil că au ezitat puțin, dar am spus, multe persoane care nu mai vor să continue până la așa. Volumul este foarte mare, presiunea este mare. Și putem să înțelegem și problema de la buget, da, acolo unde se impune, se impune că... Nu pot sta oamenii sigur, sunt de acord. 16 ore, 14 ore la serviciu că da. Probleme de personal. Ne întoarcem la pensionarii noștri giurgiuveni și aș vrea să vă întreb dacă în perioada asta, știți, eu nici nu am văzut că oamenii și-au plătit concedii, au și fost prin Seychelles, prin, nu știu, eu nu îndrăznesc să mă gândesc nici la... ce știu eu, vama veche sau... Da. Ce fac pensionarii? Cum, care este regimul în acest moment? Și mă refer la biletele de tratament. Da, e adevărat. În anul care a trecut, valorificarea biletelor a fost și pentru noi o provocare, în sensul că am avut bilete pe care n-am putut să le valorificăm. Oamenii au ezitat să plece. A, deci au rămas... Au rămas nevalorificate da. În anul care a trecut. Am reușit undeva, media a fost de aproximativ 50% valorificare da. Pentru anul 2020. Dar să știți că, spre surprinderea mea, probabil că și vaccinarea și-a spus cuvântul, pentru că la momentul acesta avem deja aproximativ 720 de cereri de bilete de tratament. Am primit deja primele serii pentru perioada 6-7-8 aprilie. Avem deja 24 de locuri repartizate. Pentru Covoazna la Hotel Dacia, la Orănești la Hotel Livadia, la Amara și la Pucioasa. Aceste stațiuni sunt stațiunile Casei Naționale de Pensii Publice prin societatea TBRCM. În viitorul apropiat, cu siguranță, o să avem un contract încheiat și cu societățile private și discutăm aici de litoral sau chiar și de la munte. Sunt doritori, am și valorificat o parte din aceste bilete pentru prima serie. Următoarea serie o să fie undeva spre sfârșitul lunii aprilie, în perioada 22-24 aprilie. Pentru această serie avem și pentru această serie 26 de locuri. Pentru Eforie Nord, Mangalia, zona litoralului. Deocamdată. În sezonul de vară. În sezonul de vară, deci suntem în plin proces de contractare. La nivelul Casei Naționale se primesc ofertele și în funcție de ofertele primite, vor încheia și contractele pentru această zonă, pentru litoral și, m-am spus, și pentru alte hoteluri private la munte. Acum, știți, omul e tentat să plece, unii vor să se vaccineze, alții s-au vaccinat, alții nu vor. Știți că sunt situații în care se impune un test. Cum credeți că vor să... Cum stau la acest moment lucrurile și cum vor sta într-o perspectivă nu foarte îndepărtată, pentru că nu mai mult până la vară, până în sezonul estival, da. Dacă e nevoie de test pozitiv, în momentul de negativ față, nu, sau n-au solicitat vaccin. Test, doar că am lucrat la o capacitate redusă, să spun așa, undeva la 30% din capacitatea de cazare a hotelurilor respective, cu oarecare respectarea distanțării fizice.
atât la, în restaurante, cât și în bazele de tratament. Și v-am spus, nu au primit decât într-un procent de 30% din capacitatea pe care o aveau. Nu s-a perceput un test PCR sau un test COVID, mă rog, sau o adeverință din care se rezulte că au, și-au efectuat vaccinul anticovid. Credeți că e legitimă o condiționare? Adică vă așteptați ca, nu știu, de unde, cu cine încheiați aceste contracte? Cu hotelurile? Contractele, da, cu societățile comerciale. La ar putea veni, sunt ele îndreptățite sau cel mult casa de pensii să... Nu, sub nicio formă. În momentul de față, legislația nu impune așa ceva și nu cred că o să se ajungă la o astfel de condiționare. Ca să știe oamenii, știți. Nu, deci în momentul de față nu sunt condiționați, am spus, au obligația să nu depășească acest procent de 30%. În momentul de față, probabil că pe viitor, dacă se vor lua alte măsuri... Credeți că vor fi ocupate aceste locuri? Da, să știți că oamenii sunt interesați și vin, chiar sunt interesați și cred că anul ăsta o să valorificăm mai multe bilete decât anul trecut. Spre ce îi încurajați pe oameni? Adică ce i-ați sfătui? Să mai stea, să mai aștepte din mai de la... Din punctul meu de vedere, din câte știu și cunosc bazele respective tratament, cred că nu sunt probleme. La momentul de față chiar n-am nicio reținere să-i... Putem să meargă acolo, să-și facă tratamentul fără nicio problemă. În sensul că se respectă, în ceea ce privește curățenia, dezinfecția, da, numărul de beneficiari în zona respectivă de tratament, deci chiar nu sunt probleme. Din punctul meu de vedere, nu cred că sunt probleme în stațiunile pe care noi v-am spus. Dacă puteți, noi am ajuns la finalul emisiunii, dacă puteți să reluați puțin, pentru că este un sector care îi interesează, să mai spuneți o dată câte locuri sunt și da, unde sigur. Sunt. Deci pentru perioada aprilie, da? 2 aprilie. 6-7-8. 6-7, deci seria din 2 aprilie, 6-7-8 aprilie, avem 24 de locuri la Covasna, Olănești, Amara și Pucioasa, iar pentru următoarea serie, din 22-24 aprilie, avem 26 de locuri la Buziaș, Covasna, Olănești, Amara și Pucioasa. Ce îi trebuie unui pensionar să beneficieze, adică cu ce să vină la cererea? În prima fază doar cererea. Da. Ulterior, după aprobarea acestor bilete, pentru că ele sunt acordate în mod automat din programul informatic, da. Primesc un punctaj și în funcție de punctajul maxim, cine are punctajul cel mai mare primește aprobarea pentru biletul respectiv. După aprobare, trebuie să se prezinte cu un bilet de trimitere de la medicul de familie din care să aibă o recomandare pentru tratament într-o stațiune de tratament balnear, ultimul talon de pensie, copie după buletinul dumnealui și jumătate din valoarea pensiei pe care o are trecută pe talonul de pensie. Cam astea sunt datele pentru acordarea biletului de tratament. De aceste bilete pot beneficia și asigurații sistemului public de pensie. Condițiile sunt puțin diferite pentru dumnealor, adică dacă veniturile dumnealor sunt mai mici decât salariul mediu brut pe țară, vor achita jumătate din valoarea biletului. Dacă depășesc salariul care mediu, este salariul 5380 mediu brut, de lei. 5380 deci de lei. Dacă salariul brut este mai mic de 5380 de lei, vor achita jumătate din valoarea biletului, undeva la 600-700 de lei, 800 de lei maxim. Dacă valoarea, cuantumul salariului este mai mare de 5380 de lei, vor achita valoarea integrală a biletului. Adică este undeva între 1400-1500 de lei până la 1600-1800 de lei. Câte zile cuprinde 16, acel 16 bilet? Zile, da. 16 zile, masă, cazare și tratament. Da. Domnule director, am ajuns la final. Un mesaj pentru pensionarii giurgiuveni, pentru giurgiuveni, pentru salariați. Pentru toată lumea chiar vreau să le urez multă sănătate, pentru că am constatat că este cel mai important lucru să fim sănătoși și, bineînțeles, să nu ne confruntăm cu probleme nici la casa de pensii, nici în alte sectoare. Să găsim înțelegere și să putem să rezolvăm aceste probleme cu înțelegere. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră, de altfel atât de prețios. Mulțumesc și vă dorim sănătate dumneavoastră și personalului mulțumesc. Care
chiar se confruntă cu un volum de muncă. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din această seară. Noi ne revedem luni la aceeași oră aici, la audiența. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. Numai bine!